Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta macheta proiectului meu de licență intitulat Sistem de monitorizare a parametrilor dintr-un stup. Am realizat această machetă cu ajutorul unui Arduino Uno. Am folosit doi senzori de temperatură și umiditate, unul pentru interior, celălalt pentru exterior. Aici este un barometru care, pe lângă presiune, poate măsura și altitudinea deasupra nivelului mării și temperatura. Aici este un modul de ceas în timp real. Aici avem amplificatorul pentru acest cântar pe care l-am cumpărat și l-am modificat pentru a-l folosi cu Arduino. Aici avem modulul de card microSD pentru a salva datele pe card. Și aici este modulul Bluetooth care face transmiterea lor prin Bluetooth către o aplicație Android. Aici avem codul din Arduino. Și aici avem ceea ce se salvează pe card. Mă voi urca pe cântar. Și aici unde apare masă, se va modifica. Prima înregistrare este mai mică, deoarece înregistrarea se face odată la aproximativ 5 secunde și face o medie între ultimele 10 înregistrări. Acum voi scoate cardul și îl voi introduce în laptop pentru a vedea datele. După cum vedeți, acestea sunt datele măsurate. De fiecare dată când scot cardul și îl reintroduc, îmi scrie acest text. Să ne uităm la ultimele măsurători. Acestea sunt. După ce am prelucrat datele, vedeți, am șters toate liniile acelea de text. Să rămână doar măsurătorile. După ce am prelucrat datele, am făcut câte un grafic pentru fiecare coloană ca să vedem variațiile. Acesta este proiectul meu, la care recunosc că mai am de lucrat. Sper că v-a plăcut și aștept părerile voastre în comentarii. La revedere!